Zbor deasupra unui cuib de coach. vude despre învăț și dezvăț în Dale Vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. A venit ora să zburăm puțin. Vă aflați la o ediție specială a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran, sunt coach și vă povestesc despre coaching. Astăzi avem în studioul RFI România un om de excepție și un coach care a atins cel mai înalt nivel de acreditare din lume, Master Coach Certified, pe scurt MCC. Peter Zabo locuiește în Elveția, unde a pus pe picioare compania Solution Surfers International, care are acum o reprezentanță și în România. Este un adept al coachingului orientat către soluții mai mult decât către probleme. Este de asemenea un expert în coachingul rapid cu lideri ai marilor companii internaționale. În ultimii 18 ani a format mai mult de 4500 de coachi. Este adesea pe drum între mai multe continente. Astăzi se află însă la București și ne-a făcut plăcerea de a veni în studioul RFI România. Peter Zabo, bine ați venit la această ediție specială a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Ce va duce în România? Uh, j un inter -interview avec un client, uh, Am avut un interviu client, cu un potențial client. E vorba de o companie care își dorește that, uh, să dezvolte that, și mai mult abordarea să-și dezvolte mai mult managementul și există și posibilitatea să fie de vorba de... și de coaching. la posibilitate că să va de coaching Ați publicat mai multe cărți, printre care coaching pur și simplu, tradus în 14 limbi, inclusiv în română. Coachingul e o meserie atât de simplă? <laughs> um... 18 Pot să vă spun foarte concret. Când am început acum 18 ani, am făcut o listă de întrebări importante sau de proceduri importante pentru a ajunge acolo, iar pe listă erau 28 de puncte. Acum, după 18 ani, am redus lista la 4 puncte. Da, a mult mai simplu. Lucrurile mai care, simplu, cred eu, merită introduse în această comunicare, în această conversație, sunt tot mai simple pentru mine. Da. Eu, din experiența mea și vorbesc din punctul meu de vedere, am constatat că cel mai complicat lucru în viață e să simplifici. Ați avut nevoie de mult timp ca să treceți de la 28 de puncte la 4, care înseamnă adevăratul coaching? qui font du vrai coaching euh, Le temps et peut-être l'expérience euh, d'être bien attentif. Timpul de... De... De, și poate experiența. Probleme... Am fost de... foarte atent la toate avere. întrebările uh... pe care le pun, ca... de... 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 De la tot ceea ce fac. Ce devine cel mai important, cel mai folositor pentru client și după mai multe experiențe încep să-ți dai seama că da, sunt mereu același lucruri care par să aibă cel mai mare efect pozitiv asupra oamenilor. Așadar, le păstrezi pe acela și renunți la celelalte. Da. on on laisse les Vă dis că adesea că orientarea prioritară în coaching trebuie să fie către soluție, nu către problema clientului. Cum faceți când vă aflați în fața clientului? Ce îi spuneți de fapt? Uh, Bun, on a l'habitude comme des êtres uh, Noi toți avem un obicei să vorbim despre probleme și în mod normal, dacă oamenii vin să mă vadă, ei vin să mă vadă pentru a-mi explica problema care i-a blocat. Așadar, sunt obișnuit e ceva normal, nu e nicio problemă. În cazul acesta, în România veți găsi mulți clienți, pentru că așa fac românii, vorbesc doar despre problemele lor. Nu parcă de loc probleme. E amuzant ce spuneți, pentru că eu călătoresc destul de mult, lucrez în Asia, în Statele Unite, în multe țări. Și peste tot mi se spune același lucru. Dacă veniți acum în Coreea, e locul ideal. Noi chiar avem multe probleme. Așadar, nu doar în România e așa, peste tot e cam la fel. Deci, c'est pas seulement la România, c'est 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 peu la même chose. Et c'est bon, et c'est bon pour notre métier. E un lucru bun pentru meseria noastră, pentru că oamenii se hotărăsc de obicei să mă vadă atunci când au impresia că nu vor reuși să se descurce de singuri. Nu, la... a... nu, nu cred. E mai degrabă o pasiune. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Votre se apel... Firma dumneavoastră de coaching se numește Solution Surfers. Ar trebui să înțelegem că un coach e un soi de surfer? Nu, nu cred. Nu. Une... Nu, nu cred, e mai degrabă o pasiune particulară. Când am împlinit 50 de ani, am descoperit brusc că nu e prea târziu pentru a mă apuca de surfing. Pour, uh, pour faire le surfing. Et comme e o experiență nemaipomenită și nu e rău nici ca analogie pentru conversațiile pe care le porc cu clienții mei, fiindcă în valuri, practica e să nu faci prea multe eforturi. Dans les vagues, le pratique când ai ajuns pe val și el te duce spre plaje, o forță naturală te face să avansezi. În principiu, asta căutăm și în aceste conversații de coaching, să găsim în client o forță naturală pentru a avansa. În principiu, c'est ce qu'on cherche dans ces conversations de coaching aussi. Și apoi, odată găsită forța, s-a rezolvat. Clientul merge singur mai departe. fois trouvé, se uh, le, le uh, uh, continuă Frumoasă imagine, te gândești că da, există o energie care poate fi folosită. De fapt, noi nu trebuie să facem eforturi prea mari. Trebuie să fii inteligent și să găsești poziția favorabilă pe val pentru a putea capta acea energie. pentru că Exact, da. Parlăm un business. să vorbim puțin despre partea de business. Printre tinerii care ne ascultă, poate că sunt câțiva care vor să urmeze o formare de coach și să trăiască din această meserie. Coachingul poate fi o afacere rentabilă. Meseria aceasta îți permite să trăiești decent într-o lume în care viața de zi cu zi e tot mai scumpă? J'aimerais être très est très clar. on a des recherches qu'on fait tous les années dans tous Mi-ar plăcea să fiu foarte onest și foarte clar. Facem studii în fiecare an în toate țările în care există coach și cifra de afaceri obținută prin coaching din ultimii 15 ani e constantă. De fiecare dată se învârte în jur de 20-25% din venitul pe care cineva din coaching îl obține efectiv numai prin coaching. Așadar, coachingul singur nu îi va întreține familia, viața, pentru cei mai mulți. În Elveția am format aproximativ 3.000 de coach. Aș spune că 5 dintre ei trăiesc doar din coaching. Toți ceilalți... 5 care viv din coaching tout seul. 5 coach e, din 3000, e, nu e prea încurajator. Nu, e yeah. no, no. Non, je, realist. Am zis, voi lăda. Nu, dar asta no, e realitatea. V-am spus că îmi doresc să fiu onest. Așadar, se întâmplă rar. E mai degrabă o combinație de lucruri. Faci formare sau faci poate jurnalism și coaching, faci sport și coaching. Sunt multe combinații. Faci pregătire de manager și coaching. Deci, în combinație, da, dar numai coaching, foarte rar. Deci, combinei, oui. Sunteți un MCC, adică un Master Coach Certified, acreditat de Federația Internațională de Coaching din Statele Unite ale Americii. Le vom spune ascultătorilor noștri că această fundație americană e un soi de meca a coachilor. Este organizația care eliberează certificatele cele mai refinite din această meserie. În România nu există deocamdată niciun coach acreditat la nivel Master Coach Certified. Dar ce este de fapt un Master Coach Certified? Um... La, la maniera la plus simple d'expliquer, de, de c'est les heures d'expérience. experiență. Ah, Modalitatea cea mai simplă de a explica asta este că se leagă de orele de experiență. Pentru a obține acest titlu e nevoie de o experiență de cel puțin 2500 de ore. Așadar, e vorba de mai mulți ani de experiență. Foarte, foarte multe conversații, mult coaching cu foarte multe persoane. Și această experiență acumulată chiar contează. Observ la mine însumi, plăcerea de a face această muncă se accentuează. E mai simplu, așa cum am discutat deja, devine. Poate că am devenit și un pic mai eficient, fiindcă am mai multă experiență. Asta mă ajută să fiu de folos și în alte feluri. Dar e vorba efectiv despre numărul de ore, 2500 de ore, iar apoi ai șansa să devii MCC d'autres formes. Bon, mais c'est vraiment les, les, heures. Hein? 2500 heures, et puis après, vous avez la chance de devenir un MCC aussi. Oui. Donc, il faut passer un examen. Et il faut avoir un examen en Statele Unite, ça a en spate 2500 de heures de coaching. Oui, a, il faut avoir beaucoup de. Il să avoir și foarte multe ore de formation, da. Si vous passez maintenant uh, à votre propre expérience, qu'est-ce que. Le... Dacă vă gândiți acum la experiența dumneavoastră, care e lucrul cel mai valoros pe care l-ați învățat în această meserie? Peut-être deux choses. la première, c'est de Poate că două lucruri. Prima este să am încredere în capacitatea și în talentul clientului. Mi amintesc că la început aveam impresia că eu trebuie să fiu un coach foarte bun, că eu trebuie să găsesc întrebările potrivite. Și cu ele îi fac pe oameni să progreseze. Acum, după experiența îndelogată, îmi dau seama că cu cât mai multă încredere în client am, în experiențele anterioare ale clientului, în ideile clientului pentru a scăpa din situația în care se află, cu atât lucrurile avansează mai rapid. de această situație, de plus vite să să Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Aveți obiceiul să călătoriți și aveți cu siguranță o imagine destul de exactă a ceea ce se întâmplă în lume în meseria de coach. Unde se află România pe harta mondială a coachingului? Um, un marché très très intéressant parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de coach. Um, mais... E o piață extrem de interesantă, fiindcă nu există încă mulți coach. Dar România... E a doua oară când vin aici, dar mi se -mi pare că mă aflu în fața unor oameni care, în zona de business, de exemplu, sunt foarte rapizi în a pune în practică lucrurile. Aplică rapid schimbările necesare. Sunt capabili foarte rapid să înțeleagă ce merge și ce nu merge. de foarte rapid e capabil a comprendre Așadar, cred că e un potențial foarte mare pentru a i susține pe toți acești oameni inteligenți care vor să avanseze, să schimbe ceva în bine prin intermediul coachingului. Așadar, cred că e o piață nouă care se deschide aici. améliorer par la voie de coaching. pense c'est un nouveau marché qui Mă-am gândit, bon, Europa occidentală la Europa orientală, Eu mă gândeam că dacă vom compara Europa occidentală și cea estică vor apărea diferențe. De exemplu, România e o țară în care acum 25 de ani era încă dictatură. 25 de ani e mult și nu prea în același timp. Practic, o generație, dar aproape totul trebuie refăcut de la zero. E vorba despre piață și chiar despre provocarea pe care o pune creativității oamenilor. Aici totul trebuie reinventat. Poate că Stăm un pic mai bine decât în Europa de vest, unde lucrurile sunt bine așezate. Fiecare lucru e la locul lui, totul e bine organizat, disciplinat. Văd în România oameni care sare tapele, care fac peste noapte lucruri pe care nici nu ți le-ai fi putut imagina la Paris sau la Geneva sau la Lausanne. Tot e bine organizat, discipline. Je vois des gens en Roumanie qui, qui sautent les étapes, qui du jour en demain, ils font des choses qu'on qu n'aurait même pas imaginées à, à Paris ou à Genève ou à Lausanne. Je suis tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Sunt întru totul de acord. Dacă am vorbit despre a avea încredere în client, sunt absolut îndreptățit să am încredere în oamenii care lucrează aici, care trăiesc aici și în această perioadă de transformări, care au dat tot ce s-a putut. Și cu o viteză, cu o îndrăgire, cum se spune în engleză, cu un drive incredibil. Sunt întru totul de acord, da. Yeah. Să vorbim puțin despre dumneavoastră. Nu o să vă cer să vă povestiți viața într-un sfert de oră, dar cum sunteți un adept al coachingului rapid, în patru puncte, o să vă rugăm să vă prezentați în câteva cuvinte parcursul dumneavoastră. Cine sunteți dumneavoastră, domnule Zabo? Mai întâi de toate, după școală, am făcut studii de drept, dar după 5 ani mi-am dat seama că nu e chiar ceea ce mă interesează. Mi-am schimbat orientarea și m-am dus către o formare în vânzare și management pentru companii. După alți aproximativ 5 ani mi-am dat seama din nou. Facultatea asta e interesantă, e drăguță, îmi place. Și foarte rar reușești într-adevăr să pui în practică ceea ce învățăm la cursuri. E greu, nu e simplu să înțelegi ceva la un curs și apoi să schimbi practica încetățenită chiar a doua zi de, de comprendre quelque chose dans un cours et puis de changer uh, la pratique quotidienne le... Atunci am descoperit posibilitatea de a fi coach mai degrabă decât de a deveni profesor În coaching, încă din primul minut, încă de la prima întrebare e vorba despre punerea în practică Așadar, după conversația noastră, ce vă doriți să faceți altfel în mod concret? Acesta este avantajul coachingului în comparație cu educația. Aici e vorba despre a pune în practică și discutăm timp de o oră despre cum să o punem în practică. L'avantaj du coaching comparé à la formation que il s'agit de mettre en pratique et on parle pendant une heure de comment mettre en pratique. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Si je comprends ce a dans ce métier, c'est cet aspect Dacă înțeleg bine ceea ce v-a atras către această meserie, este faptul că vedeți o schimbare rapidă, spune la client. După o discuție cu dumneavoastră, oamenii iau decizii care pot uneori să le schimbe viața. Voilà, et ça, il s'agit de ça. Et ça, c'est le plaisir aussi de ce travail. Hein? Quand je travaille comme Un tocmai, despre asta e vorba. Asta e și plăcerea meseriei. Când lucrezi ca formator sau când lucrezi pentru dezvoltarea organizațiilor, uneori durează mult. Schimbarea trenează, mai ales în organizațiile mari. Iar eu pot să am o discuție cu cineva care vine la mine depășit, blocat, iar în cele 4-5 de minute sau o oră de conversație, începe să-și dea seama că e mult mai sus ca nivel de claritate legat de ceea ce are de făcut. Pleacă și nu mai vine niciodată, fiindcă știe cum să meargă mai departe. E o mare plăcere să vezi situația înainte și după și tot ce devine posibil într-un timp foarte scurt. Pentru mine satisfacție e enormă. Ce qui devient possible dans très peu de temps pour moi c'est extrêmement satisfaisant. Oui. Ça me rappelle à propos, je me permets de vous raconter une petite histoire personnelle. Allez-y, oui. C'était un de mes premiers séances de coaching là. Asta mi amintește, îmi permis să vă povestesc o mică istorie personală. Première chose qu'il me dit, on s'assoit devant un café, il me dit era una dintre primele mele ședințe de coaching. Clientul sosește și primul lucru pe care mi-l spune, ne așezăm la o cafea și îmi spune, știți, cred că oricum nu o să meargă treaba asta. Mă întrebam în sinea mea ce o să fac. De fapt, tipul nu vrea coaching. Apoi i-am zis că dacă tot suntem acolo și avem o întâlnire de o oră, avem la dispoziție o oră în care putem să încercăm să discutăm, ca să nu pierdem vreme. Am început să discutăm. După patru ședințe, câte una pe săptămână, a luat decizii pe care și-ar fi dorit să le ia cu 10 ani înainte, dar nu îndrăsnea, nu găsea resursele pentru asta. Și-a schimbat viața complet și-a triplat salariul. În fine, și acum mă mai sună să-mi spună cât de mult a ajutat. E adevărat că această satisfacție de a vedea viața unui om cum se schimbă doar după câteva discuții în cadrul oferit de coaching nu are egal. E o meserie formidabilă, sunt într-un totul de acord.

Lista greșelilor. Vai! Emisiunea durează 30 de minute? Nu sunt sigur că va fi de ajuns. O greșeală. Aș putea spune că a trecut mult timp de la ultima greșeală, dar nu. Poate că seamănă puțin cu povestea pe care ne-a spus-o mai devreme clientul vine și declară că nu se mai merge iar dumnaoastră vă întrebați ce, ce vă faceți Eu pe maintenant même après probablement 10000 heures de de d'expérience je peux dire que je vais être Eu nu cred că există greșeli Așadar, în timpul discuției pot acum, chiar după o experiență de probabil 10.000 de ore, pot să spun că o să fiu blocat. O să încerc să merg într-o direcție care nu o să dea rezultate. Așadar, e normal să faci greșeli, să observi că nu e calea cea mai utilă. Asta se întâmplă tot timpul. Și eleganța din exemplul noastră când ați spus asta e. Dacă vi se pare că asta nu vă e de mare folos, hai să continuăm discuția și să vedem ce ar putea să fie mai folositor pentru noastră. Așadar, a face greșeli nu e o problemă. Faptul că nu întotdeauna și nu în mod direct ajungi să găsești imediat calea potrivită e ceva firesc. Dar să știi să te descurci și să mergi mai departe și să-ți menții încrederea în client, dacă el de 10 ani tot încearcă să ia decizii și n-a făcut încă asta,

I vor în aveți ideea în Există totuși mulți clienți care vin la coaching cu ideea că vor cumpăra o soluție. E adevărat că sunt puțin surprinși când le spun la începutul ședințelor de coaching că au niște probleme și că au și soluția pentru ele, că soluția le aparține și că ei trebuie să o găsească. Că nu coachul o să le livreze soluția. Asta îi uimește, va chiar îi șochează puțin la solution. Să étonne un peu, uh, ça, ça choque un peu même. Oui, oui, moi, Da, -a 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 eu am renunțat să mai explic asta la început, fiindcă, bun, rău, iumește atât de tare, fiindcă ajung să reacționeze. Uh, de ce mai plătesc? Uh, așadar, îl iau prin surprindere. Pun două, trei întrebări și răspunzând întrebărilor mele, încep să-și dea seama că au într-adevăr răspunsurile în ei înșiși. Așadar, nu trebuie să le explic la început, dar ajung foarte repede să simtă asta în timpul conversației. au debut, mai qu'ils font l'expérience très vite dans la, la conversație. Coachingul este unul dintre domeniile ajunse cumva la modă. Tot mai multe persoane cu meserii foarte diferite încep să se formeze în coaching. E o meserie care are succes, recunoaștem. Cum explicați acest succes, atracția pe care o exercită coachingul? L'une des choses j'ai dit, c'est le fait que qu'il s'agit de mettre en pratique quelque chose qu'on aimerait, qu aimerait faire depuis longtemps. Hein? Uh, ça, c'est attractif. Uh, lo chose, Unul dintre lucrurile pe care le-am spus, le spus e că e vorba -e de a pune în practică de ceva ce ne-ar plăcea de multă vreme să facem. E un lucru atrăgător. Pe de altă parte, probabil că lumea și cerurile ei de către de noi pas, vin mai rapid, viteza uh, crește tot timpul. Și petrece o oră aproape liniștit, o oră de reflexie aprofundată, alături de cineva lângă care nu simți presiune, nu simți nevoia ca imediat să livrești ceva. Și am impresia că această dorință de a lua pauze de reflexie în viața noastră agitată e unul dintre factorii foarte atrăgători. E la j'ai l'impression ce d'avoir des pauses de réflexion dans notre vie ectic. Așadar, dacă am o sesiune cu un coach o dată pe săptămână sau o dată pe lună, văd în agenda că peste trei săptămâni voi avea parte de acest moment în care o să am într-adevăr timp să stau să mă gândesc. Iar asta atrage. În mon agenda, que <cute> în trei săptămâni il y aura ce moment où j'ai vraiment le temps pour réfléchir pour moi-même. Et ça, c'est attractif am plus cu dans un care, On Mai ales că trăim într-o lume al cărei ritm e tot mai accelerat. Avem impresia că totul se întâmplă mai repede și că nu mai avem timp să ne gândim la nimic. Am clienți care lucrează de la ora 9 dimineața până la 9 seara și te întrebi cum rămâne cu viața lor personală. Sunt stresați și coachingul poate să le ofere un răspuns, cred eu, pentru că le spunem de fapt oamenilor să se oprească puțin. Oprește-te puțin, hai să ne gândim împreună la cine ești și la ceea ce faci. Cred că având în vedere în felul în care evoluează lumea, coachingul are un viitor frumos. de uh -huh. uh -huh. Dacă această accelerare continuă, o să avem mult mai mult de lucru. Ce le-ați spune tinerilor care ne ascultă în acest moment și care visează poate să se formeze în coaching la un moment dat? Ce ar trebui să facă pentru a deveni bun coach? Uh. Um formation de coaching, je une bon Formarea de coaching e o posibilitate, cred eu, și e utilă pentru a-ți face o idee. Îți oferă câteva unelte, dar cred că mult mai importantă e experiența de a fi tu însuți clientul unui coach. Așadar, dacă am un coach care lucrează cu mine, încep să-mi dau seama. Da, a pus întrebarea asta, ce chestie, mă face să mă gândesc la ceva ce am uitat cu desăvârșire. Așadar, a fi client e o metodă bună de învățare. Și apoi să încep de la bun început, să ai conversații cu oameni care le-ar plăcea să progreseze și să fii foarte atent, pentru că poți să înveți de la clienții tăi cum să avansezi cel mai repede. Așadar, formare, să fii client pentru un coach și să faci cât mai mult coaching, Așadar, să câștigi experiență și să înveți din experiență. Donc, formation, se faire coacher et faire du coaching le plus possible, de, donc d'avoir d'expérience et d'apprendre par expérience. Zbor deasupra unui cuip de coach, cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Care e secretul coachingului? După părerea dumneavoastră, care sunt calitățile indispensabile ale unui coach? Când se spune, el e un coach bun, ce calități trebuie să avem pentru a fi coach bun? J'ai mentionné la confidence dans les capacités du client. Et là, je pensais vraiment... Am pomenit încrederea în capacitățile clientului. Cred că acesta e lucrul care contează cel mai mult. E simplu. Dacă nu am încrederea aceasta, o să încep să fac propuneri. Încercați asta, vedeți dincolo. Eu știu că lucrul ăsta merge. De ce nu faceți și așa? E în regulă să procedeze așa când suntem prieteni, avem asemenea conversații. Dar dacă ești coach, și ai mai multă încredere în capacitatea celuilalt decât în soluțiile tale, începi să pui întrebări în loc să le propui ceva. Și aici se vede adevărata calitate a unui coach bun. Dans la capacité de l'autre que dans mes propres solutions, je commence à poser des questions à la place de leur proposer quelque chose. Et... Așadar, e cineva care se simte în largul lui când își dă seama că un client e absolut capabil să meargă mai departe singur. De că client Trebuie să spunem că și noi, căucii, învățăm foarte multe de la clienții noștri. E un schimb, de fapt. Nu doar căuciul îi oferă ceva clientului. Merge în ambele direcții. Aveți impresia asta când lucrați? Este Da, e una dintre frumusețile meseriei noastre, spune. Intri în conversație cu niște oameni care fac progrese, și apoi te duci acasă și îți dai seama că. E mare lucru că un client a găsit singur ceva ce mi se pare impresionant și aș putea să fac și eu. La sfârșitul acestei emisiuni le punem invitațiilor aceeași întrebare. Ce sfat l-ați da celor care ne ascultă în acest moment? Ah, ah, le conseil être de découvrir dans quelle mesure êtes déjà Sfatul. eventual să descoperiți în ce măsură sunteți deja coach. Poate că nu scrie asta pe cartea voastră de vizită, dar aveți această experiență a oamenilor care vă caută, care vin spre voi când îi e ceva. Poate că o să vă dați seama că atunci când oamenii vin la voi, aveți deja capacități și posibilități să fiți de folos pur și simplu ascultând, pur și simplu luându-i în serios, pur și simplu făcându-i să se simtă mai în largul lor într-un fel sau altul. Așadar, sfatul meu este să fiți atenți la capacitatea voastră deja prezentă, naturală, de a fi coach. Capacitate existentă deja, naturală, de a fi un coach. Peter, vă mulțumim că ați fost cu noi și ne-ați dat prilejul să descoperim coaching-ul cu un maestru. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe elvețianul Peter Zabo, fondator al școlii Solution Surfers, care are o reprezentată și în România. Vă aștept vinerea viitoare de la 1 și jumătate la 2 pentru o nouă întâlnire la zbor deasupra unui cuip de coach. Să auziți de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.